Eu m-am născut în Aporul de Sus, care se află la aproximativ 30 de kilometri la vest de Sibiu, în care exista o comunitate săsească, dar și una de Randler, chiar mai numeroasă decât cea săsească. Exista o comunitate românească și una de rom. Când am învățat să vorbesc, nu mi-am dat seama că vorbesc un dialect, bineînțeles, așa vorbea mama, vorbea tata, însă în curând am observat că există mai multe feluri de a vorbi, să spun așa, și chiar în casa noastră bunicul vorbea altfel. Deci bunicul vorbind țesește, iar toți ceilalți vorbeau dialectul austriac al landlerilor, landleriș. Am văzut că nu, oamenii nu vorbesc la fel. Sigur că primele amintiri e greu să le spun, pentru că nu mai știu care sunt primele amintiri, dar legat de vorbit, îmi amintesc că bunicul la început îl înțelegea mai greu. Pe urmă l-am înțeles, toți ceilalți în casă vorbeau dialectul austriac, bunicul vorbea săsește cu noi, dar noi i-am răspuns pe dialectul austriac. N-am vorbit săsește, abia la vârsta de 14 ani am început să-i răspundem și pe săsește. Însă bunicul insista să învățăm săsește. El, cu toate că vorbea cu soția sa, deci cu bunica și cu mama mea landleriș, dar cu descendenții săi, cu tata și cu noi, cu nepoții, vorbea numai săsește și spunea: voi să învățați săsește, pentru că dacă treceți dealul, nu mai știe nimeni ce vorbiți cu landlerijar vostru. În comunitate ai intrat prin naștere și ai fost botezat. Botezat creștinește, botezat în cazul nostru la Biserica Evanghelică. Pe urmă, ai crescut în această comunitate și la vârsta de 13-14 ani a fost confirmarea în cadrul Bisericii Evanghelice, care conținea și un examen care era public în biserică, trebuia să răspunzi la anumite întrebări. După confirmare, ai fost considerat ca aparținând tineretului. Când am intrat în ceata de tineret, odată trebuia să știi unde intri. Intri la Saș sau intri la Randler, pentru că nu era aceeași ceată. Erau la Portul de Sus și în celelalte două comunități, Randler erau distincte. La noi, la Portul de Sus, lucrurile au fost mai simple între cele două comunități. Nu au fost tensiuni. Cel puțin în secolul 20 nu au mai fost tensiuni mari. Au mai fost mici, dar exista o ceată de băieți de Saș și două cete de Randler. Pentru că Randlerii erau mai numeroși, era ceata tânără și ceata băieților mai în vârstă. Junge Bruderschaft und alte Bruderschaft la băieții Randler. Pe când la fete, cetele au fost unite la începutul secolului 20, iar fetele în biserică nu mai stăteau separat, după cum erau landlerițe sau săsoace, stăteau după vârstă. Însă băieții stăteau separat. În biserică fiecare ceată, fiecare grup aveau locurile landlerii pe o parte și sașii pe partea opusă. Deci când am intrat în ceata de tineret, trebuia să știu că sunt sa sau că sunt lander. Pentru noi nu a fost nicio întrebare asta, pentru că dialectul nostru era cel austriac. Am intrat în ceata și frații mei au intrat în ceata de lander. Ceea ce nu i-a plăcut bunicului, care era sas și care a spus că locul vostru nu e acolo, locul vostru e cealaltă parte. Noi nu ne-am ascultat și am intrat acolo unde ne-am simțit noi că aparținem. V-ați dat propriile alegeri, da? Da, am avut posibilitatea asta de alegere și sașii fiind minoritari, erau puțin în biserică și noi eram foarte mulți. Pe partea landului era plin și pe partea sașilor era aproape gol, ei fiind puțin. Exista
un obicei, când intrai în ceata de băieți, trebuia să spui o orare. În cazul nostru era Die junge deutsche Bruderschaft soll leben, să trăiască ceata tânără germană, nu se spunea Landwehrisch, denumirea oficială era germană, și atunci trebuia să golești un pahar, care nu era mic. Și pentru un copil de 13 ani, să golești paharul, da, era o încercare. Dar am trecut. Am trecut cu bine peste încercare. Da. Și am fost admis. S-a încercat să se unifice în aport și cetele de Radler și de Saș ale băieților. Și nu s-a reușit. Pentru că Sașii s-au opus. Ei s-au temut că își vor pierde identitatea. Au apărut parole că noi nu ne vindem Landlerilor, că am fost Saș, suntem Saș, rămânem Saș și s-au opus unificării. Pe când fetele au fost unificate la începutul secolului 20, și atunci un glumeț, când a făcut următoarea remarcă, ce în Biserica Evanghelică din Aport sunt trei nații, Sașii, Landlerii și femeile. Însă în Turiștor și în Cristian lucrurile nu au fost chiar așa. Acolo au rămas separate și cetele de fete. În Turiștor, ultimele tensiuni mari au fost la începutul secolului al XX-lea, în timpul primului război mondial, dar după aceea s-a instalat pacea, pe când în Cristian au fost tensiuni și după al doilea război mondial. Și care, interesant, nu se manifestau în cadrul vecinătăților, unde erau și Sașii, Landler împreună și unde se înțelegeau, și nu la muncă, unde în general se înțelegeau, dar s-au manifestat în legătură cu ordinea din biserică, cu așezarea biserică, cu regulile stabilite în biserică, și dacă unul din grupuri a încercat să schimbe ceva, celălalt imediat a fost împotrivă, că îi se fură din drepturi. Și aceste tensiuni au fost până la emigrare, până la sfârșit în Cristian. Eu pot să spun că sunt mai fericit fiind din Apolul de sus. Ultimele tensiuni mari au fost pe la jumătatea secolului al XIX-lea. Ați trăit așa o globalizare. Da, o... da, deci s-a instalat pacea la Port mai repede decât în celelalte două sate. Este un lucru interesant, cu toate că oamenii mergeau în aceeași biserică, la aceeași școală, își trimiteau copii, dar s-a păstrat o identitate de grup. Și fiecare grup a ținut identitatea sa și nu a vrut să renunțe, să cedeze, și tocmai din această cauză erau și disonanțele, că atunci când un grup s-a simțit amenințat de a fi asimilat, atunci s-a opus. Da. Și s-au păstrat deci, identitățile de grup până în prezent.